O să vă spun că de când păstoresc această urbe, am avut onoarea și șansa să cunosc profilul unui jurnalist adevărat. Pentru mine, Ilie Călian va rămâne totdeauna și va inspira pentru eternitate cel puțin două lucruri: profesionalism și respect. Fondator de școală clujană de jurnalism, dascăl, în sensul bun al cuvântului, a atâtor generații de jurnaliști pe care a crescut și a îndrumat, de la Equinox până la Păclia și trecând prin Adevărul de Cluj, indiferent de situațiile prin care viața ne-a obligat să trecem, domnia sa a rămas pentru fiecare dintre noi acest refer fundamental, refer de profesionalism și respect. N-a fost jurnalistul care s-a alergat după breaking news pentru a face tiraj, ci a respectat condiția fundamentală a jurnalistului, aceea de obiectivitate, de analiză riguroasă și de temenicia lucrului bine scris. Clujenii îl vor păstra întotdeauna în amintire pentru profesionalismul, pentru informația corectă și pentru consecvența în a rămâne fidel principiilor fundamentale care definesc jurnalismul adevărat. A fost o veste extrem de tristă, nu ne așteptam ca atât de repede domnia sa să ne părăsească, dar așa cum am spus, el nu ne părăsește pe noi clujenii, pentru că nici noi nu vom părăsi niciodată. Chiar dacă fizic viața ne obligă să ne despărțim, Ilie Călian va rămâne pentru fiecare dintre noi, pentru toți clujenii, un refer de profesionalism, un refer pentru ceea ce înseamnă jurnalismul adevărat și sunt convins că școala clujană de jurnalism îl va avea în experiență, în ceea ce va face de aici încolo, care pe Ilie Călian, pentru că, într-adevăr, a creat școala clujană și a lăsat această moștenire extraordinară Clujului și jurnalismului românesc. Nu spun adio pentru că ne vom revedea cu toții, mai devreme sau mai târziu. Spun doar că ne despărțim fizic, iar, dragă Ilie Călian, în numele tuturor clujenilor, îți mulțumim din suflet pentru ceea ce ai făcut pentru noi, pentru ca viața noastră să fie informată corect, pentru ca fiecare dintre noi să avem acces la ceea ce înseamnă jurnalismul adevărat și o viață întreagă dedicată clujenilor și științei jurnalisticii nu poate rămâne decât cu o imensă durere pentru noi, dar și în același timp cu o imensă recunoaștere pentru ceea ce a făcut în această carieră, în această viață. Articolele dumneavoastră, editorialele pe care le-ați scris, pozițiile pe care le-ați consacrat, acel nu vor fi ștețe niciodată de nimeni și nu vor putea fi uitate de noi. Pentru asta, domnule Călian, cu tot respectul, sincer mulțumim, Dumnezeu să vă odihnească în pace.